Dintre cele 17 persoane decedate, 5 provin din județul Arad, 4 sunt în județul Timiș, câte 3 în Dolj și Caraș-Severin, fiind și câte un caz în județul Satu Mare și municipiul București. Ca măsură de limitare a extinderii rujeolei a fost organizată și se desfășoară la nivel național o campanie de vaccinare a copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni și 9 ani, a precizat Institutul Național de Sănătate Publică. În județul Suceava nu s-a înregistrat niciun caz de rujeolă de la începutul acestui an. Potrivit directorului adjunct al Direcției de Sănătate Publică Suceava, dr. Cătălina Zorescu, anul trecut în județ au fost consemnate 61 de cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă, dar nu s-a înregistrat vreun deces. Numărul copiilor imunizați a crescut semnificativ în urma campaniilor de promovare a vaccinării. Înainte era cam de 60%, a precizat Cătălina Zorescu. În județul Neamț, doar 6 suspiciuni de rujeolă au existat anul acesta, din care s-au confirmat 5 îmbolnăviri, a declarat șeful compartimentului de epidemiologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, doctorul Roxana Pipirigeanu. Pe de altă parte, doar 30% dintre copiii care ar trebui vaccinați împotriva rujeolei au fost aduși de părinți la medicii de familie pentru a fi imunizați. Medicii de familie au făcut campanii de informare, dar dacă părinții nu își aduc copiii pentru a fi vaccinați, nu avem ce face pentru că nu există un sistem coercitiv și nici nu ar trebui să fie. Există o reticență nejustificată din partea părinților, a precizat doctorul Pipirigeanu. Pe parcursul anului trecut, în județul Neamț au fost înregistrate 5 cazuri de rujeolă, toate acestea fiind tratate.